Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dragi miri, stimată adunare a Domnului Iisus, vă invit în cinstea cuvântului lui Dumnezeu pe care îl vom citi împreună să vă ridicați în picioare. Redeschidem Biblia în epistola scrisă de Pavel către Efes, către Efeseni, biserica din Efes, capitolul 5. În această scrisoare există un loc consacrat, câteva versete care mereu și mereu sunt citite la ceremonia de nuntă. Vom reciti textul acesta în această dimineață la nunta lui Denis și Rodica. Efeseni, capitolul 5, versetele 22 la 33. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zburcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Dragi miri, ceremonia anunții voastre din această dimineață, ca oricare altă nuntă, conține multe cântări de laudă, o atmosferă de bucurie, poezie. Ne-am închinat Domnului cu banii noștri și acum este vremea să ne uităm în Scripturi. Această carte ne-a trimis-o Dumnezeu. Ne uităm în ea cu toată convingerea că este cartea lui Dumnezeu și că noi, trăind în conformitate cu învățăturile ei, vom fi fericiți. De aceasta atârnă fericirea voastră în viitor. Suntem bucuroși să fim la nunta voastră, să ne bucurăm alături de bucuria voastră și a familiilor voastre și de asemenea să spunem un cuvânt care să rămână pentru voi și pentru familia voastră o aducere aminte. Cuvântul acesta l-am luat din domeniul construcției caselor. Și în această dimineață aș vrea să spun predica care se intitulează Construcția familiei. Și vreau să fac o comparație între cum se construiesc casele, lucru foarte obișnuit printre români și aici, și în Irlanda, și în România. Desigur, surorile vor fi mai puțin privilegiate, deoarece ele nu lucrează așa de mult ca bărbații în construcții, dar va fi lesne, adică ușor, să ne dăm seama despre ce este vorba. Căsătoria este unul dintre marile vise ale oricărui muritor. Și când copiii încep să se dumirească, adică încep să realizeze sensurile vieții și să priceapă lumea în care au intrat pe la 12, 13, 14 ani, puțin mai târziu, ei încep să se gândească la căsătorie, pentru că ea este o taină pe care Dumnezeu a ascuns-o în inima oamenilor. Frumusețea vieții de familie stă în fericirea și în satisfacția pe care o oferă, însă dificultatea vieții de familie stă în nepregătirea și neînțelegerea conceptului de familie din partea celor doi miri. Comparând viața de familie cu o casă, așa cum anticipam mai devreme, căsătoria este construirea casei,
nu cumpărarea unei case gata construită. Foarte mulți oameni intră nepregătiți în căsătorie și își imaginează că totul va merge bine, pur și simplu, pentru faptul că au intrat în casă, fără să înțeleagă că această căsătorie pe care o întemeiază nu este intrarea într-o casă construită, ci este intrarea pe o bucată de teren care este al tău și pe care începi să pui o fundație, să ridici un schelet, o structură de rezistență, să pui pereți, uși, geamuri, ferestre, acoperiș și apoi, când totul s-a terminat, intri înăuntru și o decorezi, mobilier, tablouri și așa mai departe. O casă în care să locuiești o poți primi de la părinți sau o poți cumpăra gata construită. Însă, o relație de prietenie sfântă și veșnică, o relație de familie puternică care să depășească vânturile și valurile vieții, trebuie construită pas cu pas. Și voi amândoi, începând de astăzi, veți începe să construiți această relație care s-a înfiripat prin dragoste între voi. Și veți constata că uneori veți avea idei diferite cu privire la construcție. Unul dintre voi veți vrea să așezați dormitorul într-un loc, altul în celălalt loc. Unul veți vrea să puneți la etaj nu știu ce, altul veți constata că este mai bine dacă îl veți pune la primul nivel. Și veți construi toată viața casa aceasta. Și atunci când vă va chema Domnul acasă la adânci bătrâneți, o să realizați că mai aveați ceva de făcut. Primul lucru pe care vreau să-l spun, ca fiind un lucru important în cuvântul meu de predică, este proiectul construcției vieții de familie. Proiectul construcției vieții de familie. Viața de familie trebuie organizată în funcție de lucrurile importante, nu în funcție de lucrurile urgente. Mai întâi, la o casă se pune fundația și aceasta este dragostea soților. Ea trebuie pusă de voi, unul pentru celălalt. O casă fără fundație este o casă expusă la intemperii și nimeni nu are siguranța că în vremuri critice va supraviețui vânturilor și uraganelor. Fundația este fundamentală, pentru că ea înfige construcția în pământ atât de bine încât nimic nu o poate mișca din loc. Casa nu e o baracă, casa are fundație. O baracă nu, un cort pe care îl punem în camp când mergem la Timberley, la camp, acolo nu-ți trebuie fundație la cort. Concubinajul este un cort, îl ridici astăzi, îl împachetezi mâine, te muți într-un alt camp și umbli de colo până colo în funcție de vreme. Casa este un lucru serios, cine o face, nu o face pentru un weekend în vacanță, ci o face pentru restul vieții până în ultima clipă a adâncilor bătrâneți. Apoi, în proiectul construirii casei pe lângă fundație, orice persoană după ce a terminat fundația ridică o structură de rezistență care sunt stâlpii de bază ai casei. Și acestea sunt principiile familiei. Fundația este importantă și aceasta este dragostea voastră unul pentru celălalt. Dar pe lângă dragoste trebuie niște principii care să guverneze viața voastră, în primul rând viața voastră ca indivizi, membrii în familia pe care o întemeiați astăzi și apoi principii care să guverneze relația voastră și viața voastră de familie în toate componentele existenței ei. Voi trebuie să aveți niște principii de viață sănătoase și principiile acestea trebuie să le acceptați amândoi. Tu nu poți avea principii separate de ea și nici tu principii separate de el. Tu nu poți să vii cu principii din familia ta și tu cu principii din familia ta și toată viața să vă certați pentru supremația principiilor părinților voștri. Voi trebuie să veniți cu o zestre de la părinții voștri, fiindcă ați avut părinți credincioși și de treabă, dar voi trebuie să căutați acum o uniformitate a acestor principii până când ele devin una, să nu mai există diferențe între voi. Tot timpul oamenii se ceartă datorită diferențelor. În proiectul acesta al arhitectului, al proiectantului pentru viața de familie, pe lângă fundație, dragostea voastră, pe lângă scheletul de rezistență al stâlpilor, structura de rezistență, care sunt principiile, urmează pur și simplu construirea și umplerea casei cu pereți, geamuri, uși, acoperiși și așa mai departe,
Și acestea sunt responsabilitățile specifice pe care tu trebuie să ți le asumi. Acum ca soție, în viitor ca mamă, acum ca soț, în viitor ca tată. Aceste responsabilități implică și faptul că, pe lângă faptul că tu ești soț și vei fi tată, vei fi șofer când conduci mașina, vei fi membru când vii la biserică, vei fi fiul părinților când îi vizitezi și le duci o floare spunându-le mulțumesc că m-ați învățat să fiu om și așa mai departe. Toate aceste responsabilități trebuie asumate cu grijă. Trebuie să păstrezi în memoria ta cum s-a comportat tatăl tău față de familie. Și dacă mai e ceva de adăugat, să mai adaugi și cu toată demnitatea să-ți asumi responsabilitățile. Să nu-ți manipulezi partenerul niciodată căutând binele tău, că aia nu-i familie, aia e gașcă. O adevărată familie caută binele celuilalt. Și când soția ta va fi fericită, tu te vei culca liniștit. Dar când ea va fi nefericită, lucru care nu se va întâmpla, atunci tu vei fi zbuciumat și toate realizările materiale nu-ți vor fi de niciun folos. Deni, fericirea ta atârnă de a ei. Dacă pe ea o faci fericită, tu ești de la sine fericit. Sora Rodica, fericirea ta atârnă de bucuria, de satisfacția și de fericirea lui. Dacă vei reuși să-l faci fericit, tu de la sine vei fi fericită și mulțumită. Asta înseamnă să-ți asumi responsabilități specifice, să vă ajutați unul pe altul. Să nu te uiți stând întins cum soția ta nu-și mai vede capul de treburi și să spui e treaba ei. Treaba ei a fost până astăzi, de astăzi înainte treaba ei e treaba voastră. Nu mai există treaba ei sau treaba lui. Treburile voastre separate devin ale voastre împreună. Asta înseamnă să vă asumați responsabilitatea. Voi încă nu știți să trăiți în doi. Să știți că să trăiești în doi e complicat. Trebuie să împarți bucata de pâine, trebuie să împarți ce a mai rămas în oala cu mâncare, trebuie să împarți patul, trebuie să împarți timpul, să-ți împarți gusturile, toate lucrurile trebuie să le împarți. De aceea trebuie să le împărțiți cu grijă, cu dragoste și respect pentru persoana pe care v-ați ales-o. Voi veți accepta astăzi că vă alegeți unul pe altul, liber consimțiți și noi n-am făcut nicio presiune asupra voastră. Ați venit aici de bună voie și ne-ați chemat să oficiem căsătoria voastră. Noi credem că vă iubiți atât de mult încât iubirea aceasta o să vă ajungă până în ultima zi. Pe lângă aceste lucruri, fundația, structura de rezistență și terminarea casei, ridicarea ei în roșu, dacă vreți, în final se face decorarea casei. Se zugrăvesc, se pentuiesc pereții prin interior și aceasta după gustul celor care o locuiesc. Se așează mobilierul, tablourile și așa mai departe. Și dacă fundația trebuie să se termine, structura de rezistență trebuie neapărat să se termine, închiderea casei trebuie neapărat să se termine, uneori decorarea casei nu se termină. Prin natura slujbei mele, merg în vizită în casele oamenilor și vizitez oameni care stau mai de demult sau mai de curând într-o casă și spun, aici încă mai mi-a rămas ceva de făcut și stau acolo de câțiva ani, dar nu la fundație i-a mai rămas ceva de făcut. Aia trebuie rezolvată neapărat de Deniș Rodica. Nici la structura de rezistență să se facă casa când așa, când așa, atunci când bate vântul. Aia trebuie neapărat rezolvată, principiile familiei. Nici la închiderea casei, nimeni nu intră într-o casă fără ușă. Responsabilitățile trebuie asumate. Dar că îți mai trebuie pe peretele ăsta un tablou și anul ăsta nu ai bani și îți cumperi la anul, asta se poate. Această decorare a casei se referă la amănuntele vieții de familie. Acestea nu sunt importante, ele par urgente. Primele trei nu par urgente, dar sunt cu adevărat importante. Atunci când ne gândim la proiectul casei vieții de familie, ne gândim neapărat la dragoste care are statut de fundație a casei, ne gândim la principiile care guvernează relația, care au statut de structură de rezistență, ne gândim la responsabilitățile pe care soțul și le asumă, cum spunea Pavel, iubește-ți nevasta, omule, în inima ta tu o iubești, dar manifestă iubirea aceasta. Să o iubești vei fi tentat, predispus natural, dar să manifesti iubirea nu vei mai fi predispus natural. Trebuie să te disciplinezi, trebuie să înveți să faci asta. Și să știi că este problemă pentru faptul că noi bărbații iubim așa cum am vrea să iubim noi, dar tu nu te-ai căsătorit cu un bărbat.
Și soțiile iubesc așa cum ar vrea să fie iubite ele, dar ele s-au căsătorit cu o persoană care e diferită de ele. Și lucrul acesta este un lucru foarte înțelept și greu de înțeles, să nu mai vorbesc de făcut. Fundația, structura de rezistență și elementele care compun casa nu se schimbă niciodată. Însă, decorul casei se mai schimbă. Câți dintre dumneavoastră nu ați spus, știi ce, soție, sau de fapt asta e inițiativa soției, știi ce, hai să schimbăm culoarea la peretele ăsta că m-am săturat de, eu nu mă pricep la culori să spun, roșu are 1000 de nuanțe și la fel și celelalte. Dar spun, hai să schimbăm tabloul ăsta să-l mutăm dincolo sau hai să mutăm dulapul ăsta de aici, îl mutăm în partea asta. Dar nimeni nu spune, hai să schimbăm fundația, hai să schimbăm 2x4-ii din pereți, structura de rezistență sau haide să schimbăm ușa, să o luăm de aici, să o punem dincolo. Astea nu se mai schimbă, astea sunt acolo până la sfârșit. Dar culorile pereților, mobilierul, tablourile, astea care sunt amănunte în casă, astea se schimbă, se mută de acolo până acolo. Să aveți grijă ce schimbați. Să aveți grijă ce schimbați și ce nu schimbați. Știți de ce? Rezistența unei case nu este dată de tablouri. Rezistența unei case nu este dată de mobilier și nici de culoarea pereților. Rezistența unei case este dată de fundație. Dacă nu există fundație, puteți să vă umpleți casa cu tablouri. Este dată de structura de rezistență a casei. Dacă acea casă nu are stâlpi bine așezați și legați unul de altul, după cum se pricep cei care construiesc case, degeaba mai cumpărăm nu mai știu ce de decor. Și dacă casa nu este bine închisă, putem să ne punem două hituri, adică instalații de căldură în casă, că prin locurile descoperite, geamuri sau uși lipsă, iese toată căldura. Dragostea este indispensabilă, adică nu se poate fără ea. Structura de rezistență este importantă, nu se poate fără ea. Închiderea casei, ridicarea ei, terminarea ei ca și construcție este fundamentală. Celelalte lucruri sunt amănunte. Ele sunt importante, dar sunt importante la nivelul amănuntelor. Proiectul construcției vieții de familie. În al doilea rând, procesul construcției vieții de familie. Procesul construirii vieții de familie. Comparând viața de familie, așa cum anticipam, cu o construcție de casă, observăm că relația de familie trece prin câteva faze în procesul acesta al construcției. Trece prin câteva faze. Și voi acum sunteți în prima fază. Și voi nu știți, dar noi știm că o să urmeze faza a doua. Voi poate nici măcar nu ne credeți, dar pe noi nu ne interesează. Că, indiferent că pe noi ne crede sau nu, timpul o să vă oblige să acceptați că este adevărat. Procesul construcției diferă de la o etapă la alta. Astăzi voi vă situați în prima etapă a procesului de construcție, care se numește încântarea. Încântarea este o stare de mare bucurie și entuziasm, este o stare așa de mare așteptare, și zici că, o, Doamne, dacă ar fi fiecare zi așa, ar fi bine. Adevărul este că nu poate fi fiecare zi așa. Numai astăzi și încă o vreme e așa. Și după aceea lucrurile se mai schimbă. Încântarea este, în general, timpul lunii de miere, în special timpul lunii de miere și, în general, prima parte a căsătoriei. Probabil câteva luni, nu știu dacă trece de un an. O să vedeți voi la voi. În sfârșit, în această perioadă, așteptările sunt absolute, sunt ideale. Miri intră în familie cu așteptări perfecte. Fiecare mire crede că a pus mâna pe cea mai perfectă fată. De fapt, pe fata perfectă, ca să ne exprimăm gramatical. Și la fel crede și mireasa, că băiatul perfect este soțul ei de astăzi înainte. Și este normal ca ei să creadă așa. Dar ei nu pot crede multă vreme lucrul ăsta, pentru că îi contrazice realitatea. Această încântare specifică primei faze a procesului de construcție, când fiecare crede despre partenerul său că este persoana perfectă, se risipește puțin câte puțin odată cu trecerea timpului, când fiecare dintre cei doi soți constată că tovarășul de viață are și anumite slăbiciuni. Această perioadă ideală
Este caracterizată de optimism, este caracterizată de entuziasm, de speranță, de bucurie și de vise superlative. Însă ea nu poate dura la nesfârșit. Perioada aceasta de încântare, prima fază a procesului de construcție a vieții de familie, este comparată cu starea de căsătorie, cu starea de copilărie în căsătorie. Pentru că ea este urmată de starea numită revenirea la realitate. Revenirea la realitate poate fi determinată ori de o ceartă, din aia serioasă, ori de un eveniment în care a existat o experiență de dezamăgire, ori de un alt soi de dezamăgire puternică care a survenit în procesul căsătoriei. Și se revine la realitate în sensul că fiecare dintre cei doi nu mai văd viața la nivelul ideal, ci văd viața la nivelul real. Idealul e în minte, realul este lângă noi. Noi am vrea viața să fie ideală, dar ideală e doar în mintea noastră. Așteptările noastre sunt ideale, sunt teoretice, dar viața este reală în realitate. Ea este ideală în cărți, în sensul că soțul tot timpul te ajută, tot timpul e punctual, tot timpul vine cu flori, tot timpul te înțelege, nu ridică nici măcar o dată tonul, că doar e pocăit. Și soția tot timpul este supusă, nu zice niciodată nimic, dacă tu spui albă, albă, e până la capăt. Însă, cel puțin la nivel de excepție, lucrurile câteodată, uneori, deci, stau și altfel. Revenirea la realitate este a doua fază a procesului construirii casei și mă gândesc că nici voi nu veți trece pe lângă această experiență. Perioada aceasta este caracterizată uneori de suspiciune, alteori de neîncredere, alteori de supărare, de amărăciune. Stai și te gândești, domne, dar oare am ales bine? Dar oare așa-i viața de familie? Dar de ce să bagă cumnată mea în problema mea? Dar de ce mama, soacră sau tată, socru, nu-i suficient că mi-a spus odată? De ce vine și îmi spune de 10 ori de parcă ar vrea să ne conducă viața? Dar de ce mama nu se bagă și soacră mea se bagă? Dar de ce sorul mea nu se bagă și sorul sa se bagă? Și dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Și șirul acestor dar de ce nu se mai termină. Și realizezi că ești pe pământ, ești un om imperfect trăind între oameni imperfecți, ești un om care nu întotdeauna e echilibru, trăind între oameni care nu întotdeauna au echilibru, și acum starea aceasta este periculoasă, pentru că statisticile spun că cele mai multe dintre divorțurile care se fac, se fac în această perioadă a revenirii la realitate. Pentru că ea și el, în perioada de încântare, au fost aici. Și acum când sunt dezamăgiți în anumite experiențe ale vieții, obișnuite sau mai puțin obișnuite, intră într-o stare de frustrare și dacă mai este și alimentată negativ de cei din jur, să presupunem că cei din jur vin și spun soțului, ți-am spus eu că nu faci bine alegând-o pe ea, dintr-o dată se amplifică răul din inima lui. Sau cineva apropiat ei vine și spune, ți-am spus eu să te mai gândești când te-ai căsătorit. Acum ea spune, domnule, dar uite că și omul ăsta mi-ai spus și eu am văzut că e adevărat. Și s-ar putea, tineri fiind și fără experiență, pripiți, grăbindu-se, să ia decizii care nu le mai pot repara. Dragii mei, în general predicatorii vorbesc despre o familie ideală, mai puțin predicatori vorbesc despre o familie reală. Pentru că noi spunem așa, dacă suntem la biserică, trebuie să vorbim despre lucrurile ideale, dar este cinstit să ne prefacem că nu există și alt soi de lucruri, pentru că ele sunt așa de dese pe drumul vieții încât ne împiedicăm de ele. Această perioadă este comparată cu starea de adolescență a căsătoriei. Revenirea la realitate. Revenirea la realitate este starea de acceptare a realității, coborând din teoria cărților, din ideal în real. Nu este ușoară această coborâre, pentru că lași de la tine
așteptările tale erau înalte, cum este să ți se promită $2,000 pe lună salariu și să primești 1,000 sau 1,500? Cum te simți? A treia fază a procesului vieții de familie, pe lângă încântarea ideală, pe lângă revenirea la realitate, este maturizarea. Și la asta m-am referit cu subiectul predicii mele. De fapt, asta înseamnă viața de familie. Că încântarea e o perioadă scurtă. Revenirea la realitate este o perioadă relativ scurtă. Dar adevăratul timp al vieții de familie este perioada asta numită maturizarea. Când cei doi spun, eu am crezut că, dar văd că nu e adevărat, acum m-am convins care e realitatea, n-am ce face decât să vin la tine și să spun următorul lucru. Mă, omule, haide să ne punem pe treabă și să lucrăm împreună la rezolvarea problemelor. Asta se numește familie. Și încep să construiești de atunci. Îi spui, mai adu un ciocan și ți-aduce ciocanul. Mai adu-mi un patent și ți-aduce patentul. Și mai adu-mi nu știu ce, mai du-te la Home Depot, un magazin de unde se cumpără materiale de construcție. Și așa începeți să construiți. Asta este perioada maturizării. Veți ajunge aici. Încântarea trece. Pentru că este o frumusețe a începutului. Dacă n-ar fi frumusețea asta la început, nici nu știu dacă ar mai începe cineva. Revenirea la realitate este normală, că nu are rost să trăiești unde nu poți trăi. Acolo trăiesc îngerii. Însă realitatea în care trăiesc oamenii este realitatea de pe pământ, unde omul se luptă să rămână credincios lui Dumnezeu și reușește, să rămână fidel partenerului și reușește, să fie om de caracter și reușește, să-și păstreze principiile și reușește. Dar lucrul acesta nu este așa de ușor ca și cum este ușor să vorbești. Maturizarea este construcția casei. Încântarea este facerea planului. Revenirea la realitate este pui down payment jos, adică dai banii aceia dinainte. Maturizarea este perioada de viață în care cei doi lucrează împreună pentru a aduce lumea ideală în lumea reală sau pentru a transforma lumea reală în lumea ideală. Și această perioadă, soții construiesc următoarele lucruri. Ei construiesc, de fapt, o mentalitate. Și mentalitatea aceasta este compusă din următoarele gânduri. Un lucru nu se poate face cum vrea fiecare dintre soții în același timp. Până să ajungeți la maturitate, în perioada de încântare și mai ales în perioada de revenire la realitate, veți încerca să faceți ca amândoi în același timp. Dar unul vrea să iasă și unul vrea să stea. Și atunci, fă tu în felul ăsta dacă poți în același timp. Nu poți și să te ridici și să stai. Ori te ridici, ori stai. Pentru că sunt lucruri potrivnice unele altora. Nu poți să le faci pe amândoi în același timp. Ei, atunci când veți ajunge la maturizare, Rodica va veni la Deni și Deni va veni la Rodica și va spune următorul lucru. Mă, omule, nu putem să facem două lucruri diferite în același timp. Facem ori așa, ori așa. Că nu ambiția mea sau a ta e importantă, ci e importantă familia noastră. Construcția e importantă. Hai să mai ridicăm un perete. 2. Lucrurile nu se pot face totdeauna cum vrea doar unul dintre soți. De obicei, unul e mai ambițios. Eu am uitat să vă întreb care dintre voi doi este. Dar, de obicei, unul este mai luptător. Și el are tendința să nu lase deloc, timp în care așteaptă de la celălalt să lase tot timpul. Nu-i cinstit. Voi sunteți tovarăși. Știți ce este de fapt familia? Este o prietenie care începe și nu se termină niciodată. Și dacă e prietenie, să fiți buni unul cu celălalt. Să fiți respectoși. Să nu profiți de celălalt că este mai îngăduitor și tot timpul să tragi pe el. Numai el și tu niciodată. Că asta nu-i treabă. Asta nu-i treabă și Dumnezeu care e sus vede ce se întâmplă jos. Apoi, niciunul dintre soți nu este perfect. Când veți ajunge la maturitate, veți accepta treaba asta. Deși Deni este un băiat foarte bun, noi ca și biserică îl recomandăm. Suntem bucuroși de tinerețea lui, a trăit-o în curăție de inimă, prezent la adunare și frații au văzut în el un copil de treabă și cei care te cunosc pe tine din biserica ta pot spune același lucru despre tine. Dar, în ciuda faptului că sunteți doi tineri credincioși născuți din nou, voi nu sunteți perfecți. Perfect este unul singur și el este Domnul.
De aceea este nevoie de bunătate, este nevoie de iertare, este nevoie de milă, este nevoie de înțelegere. Dacă aceste lucruri nu vor exista și veți fi foarte aspri ca niște sergenți de la armată, atunci imperfecțiunea partenerului cu ce o acoperi? Ori cu ceartă, ori cu reproșuri, ori cu nopți nedormite și credeți-mă că voi vă căsătoriți pentru altceva. Mentalitatea de la maturizare, printre altele, spune și faptul că lucrurile importante din familie nu se discută cu nimeni altcineva. Deni, ascultă-mă bine ce-ți spun. Sora Rodica, ascultă-mă bine ce-ți spun. Lucrurile importante din familia voastră nu se discută cu nimeni. Pentru că voi mâine vă împăcați după ce v-ați supărat, nu știu de ce. Dar oamenii care știu ce s-a întâmplat aseară, nu o să mai uite o viață întreagă. Păstrați-vă demnitatea. Rezolvați-vă problemele între voi, acasă. Secretele voastre de familie să fie între voi. Să fiți o familie cu tezauri, cu zestre. Nu împrăștiați această zestre peste tot. Să fiți niște familiști convinși, niște oameni care respectați demnitatea instituției familiei. Și trebuie să vă obișnuiți cu asta și să vă disciplinați. Că omul e tentat să facă altceva. Să se întâlnească cu prietenii și să se râdă, spunând și ce se spune și ce nu se spune din familie. Lucrul ăsta să nu-l faceți. Că prietenii se schimbă de la o zi la alta, dar soția și soțul este până când ne cheamă stăpânul acasă cu trâmbița. Apoi, mentalitatea aceasta pe care o au constructorii de familie la nivelul de maturitate se demonstrează și prin faptul că fiecare soț este mai bun la ceva anume decât celălalt. Deci, sora Rodica, să știi că Deni va fi mai bun la ceva anume decât tine. Să accepți asta și să nu o iei ca pe o inferioritate a ta. Deni, chiar dacă Biblia vorbește despre supunere, să nu înțelegi greșit lucrul acesta. Și să nu te aștepți să ai lângă tine pe cineva care nu-i bun niciodată de nimic și atunci când nu-i bun de nimic, te cred că nici nu zice nimic. Persoana aceasta, soția ta, este luată din coasta ta, de lângă inimă. Ea este luată din aceeași frământătură. Tu ai văzut pe mama ta când face aluatul. Dacă iei o bucată din aluat, are aceeași compoziție chimică ca și aluatul de unde a fost luat. Ei, la fel este ea. Voi amândoi sunteți egali în natură, dar voi sunteți diferiți în structură și în responsabilități. Dar fundația este aceeași. Ei bine, să știi că ea va fi în anumite privințe ale vieții mai bună decât tine. Nu știu în care, dar să te bucuri de asta și să nu o primești ca pe o ofensă, ci ca pe un dar pe care ți-l dă Dumnezeu să te completeze. Ea este asistentul tău, de aceea a fost lăsată. Și dacă e asistent, tot timpul îți va spune câte ceva. Să nu ți se pară că vorbește mult, că ăsta e rolul ei. Ăsta e rolul, tot timpul îți va spune, hei, cred că acolo trebuia să taci cu un minut mai devreme, sau hei, cred că acolo trebuia să vorbești cu un minut mai mult, sau hei, ai grijă, stai un pic mai drept, sau mă, omule, mai apleacă-te puțin. Ea tot timpul îți va spune asta. Pentru că tu ești primul și ea va fi lângă tine. Să nu ți se pară că vorbește mult, că ăsta e rolul. Așa a lăsat-o Dumnezeu să te completeze, să fie lângă tine și să te facă întreg. Amin. Dacă nu dădeai din cap, te întrebam dacă crezi asta. Un alt lucru care întregește mentalitatea maturității este faptul că nicio persoană din lume nu este mai bună decât persoana pe care tu ai ales să te căsătorești. Să știi că diavolul va veni de multe ori pe strada voastră și o să vă spună o grămadă de minciuni, că altceva nu știe. Să-ți pui bine în cap, Deni, următorul lucru. Persoana aceasta care astăzi stă lângă tine, numită încă Rodica Schipor, este cea mai potrivită persoană din lume pentru tine. Acum crezi asta teoretic, dar peste câțiva ani o să te convingi practic. Persoana aceasta care astăzi stă lângă tine va fi singura care nu te va invidia când vei fi mare și nici nu te va disprețui când vei ajunge mic. Va fi lângă tine cu prietenie, indiferent dacă ești sus sau jos. Persoana aceasta este cea mai potrivită din lume. De aceea ajunge Dumnezeu să spună următorul lucru. Chiar de mama
și de tata te vei dezlipi pentru ea. Să faci lucrul acesta cu toată responsabilitatea. Ca un om care aștepta să te faci mare și acum mare fiind, ai făcut bine lucrul care l-ai făcut. Sora Rodica, tot timpul să știi că omul pe care Dumnezeu ți l-a dat, în persoana lui Deni Ivan, este cea mai potrivită persoană pentru tine. Să-ți spui tu însăți lucrul acesta mereu și mereu și mereu și tu la fel. Și de asemenea, lucrurile familiei se discută în familie, neînțelegerile familiei se rezolvă în familie. A cine își construiește casa în maniera aceasta, va dezvolta o relație puternică. Și pot veni vânturi, și pot fi inundații, dar nu se va întâmpla nimic, pentru că are o fundație puternică, are o structură bine legată, este bine închisă și nu mai este așa de important câte tablouri sunt, dar e o casă rezistentă. Amănuntele sunt urgente, dar nu importante. Lucrurile importante, accentuați-le, țineți-le de ele, pentru că voi ați crescut în adunare unde se vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Este copilărește să te aștepți, Deni și Rodica, ca maturizarea aceasta de care eu am vorbit acum, dând aceste exemple, să înceapă de astăzi la voi, să știți că este copilărește. Știți ce începe de astăzi? Nu maturizarea, începe încântarea. Încântarea începe de astăzi. Și este bine că Dumnezeu a rânduit lucrurile așa și El știe cum să le rânduiască. Dacă le rânduiam noi, probabil că ne mai gândeam. Dar Dumnezeu începe viața de familie cu o perioadă de încântare, ca să prindă omul la inimă. Și apoi îl aduce la realitate din lumea ideală și acolo începe să-l pună în teasc, ca să se formeze, să învețe, să tragă și în felul acesta să știe să trăiască înaintea lui Dumnezeu. Apropiindu-mă de încheiere, pe lângă proiect, pe lângă proces, aș vrea să vorbesc și de acces. Unde? Accesul în casă, sigur. Am vorbit despre proiectul construcției unei case și despre procesul construirii unei case. Să acum aș vrea în încheiere, în două, trei vorbe, să spun câte ceva despre accesul în casa vieții de familie. Orice casă are o ușă și orice ușă are o cheie. Cheia vieții de familie construită de voi doi, știți care este? Este comunicarea, este starea de vorbă unul cu altul. Dar comunicarea nu numai verbală, pentru că voi aveți și sentimente, trebuie și o comunicare sentimentală. Voi aveți și minte, trebuie și o comunicare a minții. Voi aveți și trupuri, dar în principiu comunicarea vorbelor. Să știi că o femeie lăsată de Dumnezeu, nu pervertită de feminismul anilor 60, a doua fază a feminismului, ci lăsată de Dumnezeu, vorbește cel puțin dublu decât un bărbat. Pentru că ea este foarte sensibilă și își exprimă această sensibilitate, această îngrijorare pentru soțul ei și tot timpul îi spune câte ceva. Ei îi se pare foarte repede, bărbatului nu îi se pare, lui în minte este logic și atât. Dar ei se pare, ea simte o grămadă de lucruri, are o grămadă de senzori și tot timpul îți spune câte ceva. Trebuie să o asculți. S-ar putea ca la început să nu vrei să faci asta, dar singur te vei lovi de pragul de sus și o să-l vezi pe cel de jos. Să stai de vorbă cu soția ta. Pentru că ea a lăsat pe tata, a lăsat pe mama și a venit în viața ta. Să-ți faci timp să vorbești cu ea. Pentru ea, discuția este mai importantă decât banii. Asta nu înseamnă că banii nu sunt importanți. Comunicarea este foarte importantă, însă când vorbim de comunicare, într-un ceva anume înțelege un bărbat și altceva anume înțelege o femeie. Și dacă pe aceste două le pui la oaltă, crede-mă că nu se potrivesc deloc. Uite ce vreau să spun. Vreau să spun că această comunicare este lucrul cel mai important din relația de familie pentru următoarele motive. În primul rând, manifestă dragostea soțului pentru soție. Cum o vei convinge că o iubești dacă nu-ți faci timp să o asculți? Și îi vei spune, punându-i mâna la gură, vorbești mult ca, să nu spun ca cine. Dacă o iubești, o vei asculta. N-ai timp, fă-ți, Deni. Ascultă-o că e soția ta, cine vrei să o asculte dacă nu tu? În felul ăsta ți-arăți dragostea de care vorbea Pavel mai devreme, iubiți-vă nevestele. Este cea mai elementară dovadă de a iubi soția, este să o asculți, că în inima ei sunt îngrămădite îngrijorări,
Pentru un bărbat ele sunt fleacuri, amănunte. Dar pentru ea, pentru ea că așa a creat-o Dumnezeu să fie omul de lângă, pentru ea sunt lucruri importante, ascult-o. Apoi, este diferența dintre soț și soție. Nu există o diferență mai mare între soț și soție, nevăzută și neacceptată de oameni, decât diferența nevoii de comunicare. Uitați ce vreau să spun când mă refer la asta. Mă refer la faptul că comunicarea în general este cam de patru feluri. Și în general bărbații agrează primele două tipuri, primele două faze ale comunicării, timp în care acestea sunt insuficiente pentru soție. Ele agrează și au nevoie de ultimile două faze, în mod special de ultima fază a comunicării, și le spun scurt. Prima fază a comunicării este comunicarea la nivelul clișeelor. Asta se referă la clișee verbale. Spre exemplu, tu ai impresia că comunici cu soția dacă atunci când vii de la lucru îi spui: e o zi frumoasă afară. Tu spui: păi am vorbit cu tine. Asta nu-i vorbă. Asta e un clișeu verbal, adică o expresie pe care o ai în buzunar și când intri în casă o arunci. Ea nu spune nimic. Este știut faptul că nu trebuie să răspunzi la această întrebare, la această afirmație. Această afirmație nu dezvoltă comunicare. Ea aude că e frumos afară, poate a știut, poate n-a știut, dar ea nu de asta are nevoie. Sunt oameni care numesc comunicare astfel de clișee verbale, astfel de expresii pe care le spun, dar nu dezvoltă o relație, nu implică emoția și nu așteaptă un răspuns. O astfel de afirmație nu așteaptă un răspuns. Cu alte cuvinte, când cineva îți spune că e frumos afară, nu te obligi să-i răspunzi, poți să dai din cap și atât. Asta nu-i comunicare. Ăsta e un mod de a scăpa de cineva spunându-i: pe ce, nu te-am băgat în seamă? Al doilea tip de comunicare, specific de asemenea bărbaților, că ei spun mult și au pretenția că spun esență în sticluțe mici, este comunicarea la nivelul formulării datelor. Adică, am citit despre faptul că s-a schimbat primul ministru în România. Deși este puțin mai personal, nu este așa de neutră această afirmație, nici ea nu obligă la dialog. A treia fază a comunicării este comunicarea la nivelul împărtășirii ideilor și raționamentelor. Să zicem că unul dintre soți spune: copilul nostru peste o săptămână are ședință la școală. Îți faci timp să te duci cu el sau îmi fac eu timp să mă duc cu el? O astfel de afirmație nu mai e ca primele două. Asta este o idee care presupune să raționezi, să judeci, să te gândești, să-ți verifici agenda, să-ți faci un appointment, adică o programare, și în ziua aceea să te duci. Asta implică să stai un pic de vorbă cu soția. Asta se apropie de ce vrea ea. Adică să stai în fața ei, să te uiți în ochii ei și să vorbești cu ea o vorbire de calitate, nu o vorbire la nivel de clișeu. Adică îi arunci: ok, cum a fost la lucru? Ok, și cu asta ai vorbit. Această discuție este mai personală, este mai afectivă și pentru această discuție te faci puțin mai vulnerabil. Știi de ce nu vor bărbații să aibă o comunicare mai intensă? Pentru că comunicarea te face vulnerabil. Ești robul vorbelor care le-ai spus și ești stăpânul vorbelor care nu le spui. Și bărbații spun: vreau să fiu stăpân, îmi țin vorbele în gură. Ei nu vor să se facă vulnerabil să spună cuvinte, de aceea vorbesc puțin. Dar omul de lângă tine are nevoie să te audă și să o asculți. În familie regula asta nu funcționează, e foarte dăunătoare. Una dintre cele mai des întâlnite nemulțumiri ale unei soții este că soțul nu o iubește. Și știi la ce se referă? La faptul că nu petrece timp cu ea, că nu comunică, că nu o bagă în seamă, că nu-i dă timp de calitate, adică să se uite la ea când vorbește cu ea, nu la altceva, la cutia aia cu maimuțe. Ultima fază a comunicării este comunicarea la nivelul împărtășirii gândurilor și sentimentelor. Și aceasta este adevărata comunicare pentru viața de familie, să-ți împărtășești gândurile. Să ai grijă ce vorbești cu altcineva, dar cu soția ta să-ți împărtășești gândurile, cu soțul tău să-ți împărtășești sentimentele. Acest fel de comunicare e foarte personală, este foarte afectiv, pentru că scoți sentimentele, dar ca să le scoți trebuie să îți deschizi inima. Nu poți să faci lucrul ăsta față de oricine,
pentru că riști, dar față de tovarășul de viață, de soț, de soție, îți deschizi inima cu încredere, să-ți împărtășești sentimentele, îți deschizi mintea cu încredere, să-ți împărtășești gândurile. În această fază a comunicării se construiește, se realizează sinceritate, încredere și se întărește relația. Se întărește relația. O astfel de familie, o astfel de construcție este puternică. În concluzie, un cort poți să-l pui de multe ori în viață, când aici, când colo, dar ca să construiești o casă, ai nevoie de o bucată de pământ, să pui o fundație, o structură de rezistență, să închizi casa și, dacă va fi voia Domnului și vom avea și ceva bănuți, mai pune și tablouri pe pereți. Casa este ceea ce voi începe să faceți astăzi. Deni și Rodica, închei gândurile de învățătură, de predică, care le-am rostit cu multă dragoste și interes pentru voi, spunându-vă în încheiere următoarea afirmație: să fiți responsabili de casa pe care o construiți împreună, începând de astăzi, să o terminați, ajutându-vă unul pe altul, iar pe voi amândoi, ajutându-vă Dumnezeu din ceruri. El să vă binecuvinteze în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.